Bună ziua! Sunt de la o casă de producție de filme, domnul Silviu. Da? Eu reprezint o casă de producție de filme horror pentru adulți și am numărul de telefon de la agenția unde ați fost noastră... Model, unde am fost model, da. Mai faceți modeling? Nu, nu. Cât timp ați făcut modeling? 4 ani. Și în momentul ăsta cu ce vă ocupați? Acum sunt agent de vânzări. Eu reprezint o casă de producție de filme horror pentru adulți, dacă știți ce înseamnă. Adică porno. Noi colaborăm cu o firmă din străinătate, facem niște filmulețe pentru clienți. Sunt tot felul de persoane care își imaginează că au fantezii, dacă mă înțelegeți, să joace în anumite situații. Adică, nu știu, sunt femei care își imaginează că sunt violate de niște schiori, de niște patinatori, de niște înotători. Adică au tot felul de fantezii de genul ăsta pe care noi le îndeplinim. Filmările au loc undeva în Polinezia franceză, da. În Ketchup, așa se cheamă localitatea, Ketchup. Am primit referințe foarte bune despre dumneavoastră, că arătați bine. Ce înălțime aveți? 1,82 m. Îți bine făcut? Arătați bine. Arată bine, da. Faceți sală? Am făcut în timp ce făceam modeling. Și în momentul ăsta v-ați îngrășat? O am prins puțin în burtică, cred că de la... Acum am și prietenă, viitoare, nevastă și cam... Dar acum dacă sunt agent de vânzări, vă dați seama, umul toată ziua dimineața până seara și... Noi ne-am dorit tare mult să colaborăm cu dumneavoastră pentru niște filmulețe horror pentru adulți. Da. Porno, cu alte cuvinte. E vorba despre un contract pe 6 luni pentru început. Mai am acasă în arhiva mea personală, mai am niște DVD-uri cu niște filme cu niște fete. Ați mai filmat? Am mai filmat, da, le mai am. Da, ați mai făcut filme de astea porno? I-am mai făcut, da, dar le-am mai trimis la diferite firme de gen cum sunteți dumneavoastră și nu am primit niciun răspuns de... Filmulețele respective cu cine sunt? Cu niște fete. Foste prietene? Cam și foste prietene și vă dați seama, atunci când făceam, mai deam anunț prin ziarele locale. Le filmați cu acordul lor? Le filmam chiar fără acordul lor. Fetele filmați fără să știe că sunt filmate? Da, fără să știe, da. Dar în ce scop le filmați? În scopul erau, ele nici nu vedeau că aveam camerele puse, montate, ascunse și nu știau ele. Le invitau la mine, la o sticlă de șampane, cu... ele sperau pentru o relație sau ceva de genul ăsta. Pentru o relație de genul ăsta, adică eu le spuneam că le filmam cu scopul de a face filme porno. El nu știa, ele ziceau că e prietena mea și... De ce le filmați? Le filmam pentru să le am eu așa și să le mai trimit la diferite firme pentru să fiu și eu cât de cât, cum să vă zic eu, cunoscut, să intru și eu pe piață. V-ar interesa să colaborați? Problema este că vă dați seama, eu la anul viitor am nuntă și la vară și... Contractul ar fi pe vreo 6 luni de zile. Atunci aș fi nevoit să amân nunta pentru următorul an, 2011, ceva de genul ăsta. Automat trebuie să vorbesc și cu nașii, care deja am împăcat și sala și... Ați închiriat sală? Am închiriat sală, da, am dat și avans. Bine, la nașa le zic eu ceva, că plec 6 luni pe vas de croazieră, să de genul ăsta, la un contract de muncă. Ați dat invitații? O parte din ele, da. Și pe ce dată aveți nunta? Pe 22 august. Deci ar fi martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, adică... Aș veni la nuntă exact în ultima săptămână și obosit puțin, nu? Aș fi chiar și obosit, cred că n-aș face față sau... Vă dați seama, atâtea filmări cât 6 luni de zile? V-ar interesa în principiu... M-ar interesa, normal că uitați acum și cu criza asta și probleme cu banii, cu... Cred că este financiar un contract bunicel, nu? $5,000 pe lună plus alte sporuri. E o sumă ok pentru vremurile și criza de astăzi. Dar experiența în domeniul ăsta... O să vă zic, experiența este, nu pot zic că nu este. Și a să vedeți și DVD-ul care a să vă le trimit. Problema este că eu înainte mai făceam la petreceri, la multe cluburi, mai făceam striptease. Ați făcut striptease? Am făcut și striptease, da. Cred că vreo 2-3 ani prin cluburi, prin chiar și mă invitau. După ce se lua petrecerea în clubul respectiv, mai veneau persoane de tot felul, de mai multe vârste și mă duceam la ele acasă după... Chiar am un caz, o doamnă doctor de vreo 65 de ani care mă chema la săptămână, ceva de genul ăsta, acasă la ea, da, la apartamentul respectiv și... N-ar fi o problemă, de exemplu, că v-am zis, în agenția asta, de îndeplini fanteziile clienților, vor fi și persoane de sex... Nu este nicio problemă de vârstă sau ceva de genul ăsta. Vin foarte mult
multe femei care își imaginează să fie violate și atunci joacă rolul principal în filmul ăsta, nu știu, sunt violate de actori, vor să fie răpite, vor să fie unele chiar bătute, bine, nu bătute la modul, astea sunt plăcerile lor. Firma respectivă din Ketchup, din Polinezia franceză, face filmulețul respectiv, persoana respectivă pleacă cu DVD-ul după filmare și asta e. Deci nu cred că, vă dați seama, eu dacă vreau să mă căsătoresc, vă dați seama, viitoarea mea prietenă și viitoarea soție, nu vreau să afle că ea știa că înainte am fost asistent medical. Ce știa înainte? Știa că am fost asistent medical, am fost. Da, ați fost asistent medical? Da, am fost asistent medical, așa i-am spus ei. Și vă dați seama dacă acele DVD-uri vor fi scoase pe, dau un exemplu, YouTube sau ceva de genul ăsta. Filmulețele astea ajung la persoanele care vor să-și îndeplinească fanteziile alea erotice. Deci, în principiu, ar fi ok. Poate puteți dumneavoastră să reveniți cu telefon, eu o să vorbesc cu soția și cu nașii. Poate pot să anulez, să amân puțin nunta cu vreo 6 luni, sau depinde, vorbesc și cu șefii de la restaurantul respectiv, să vedem ce facem, că m-am zis, o contract e ok. Și asta le spun soția și nașii că am prins un contract pe vas de croaziere la un salon de casino de genul ăsta și cred că mă crede. O lucrez undeva și trebuie să mă duc 6 luni din țară și... Problema cu invitații, ca am înțeles că ați dat invitațiile, nu așa? Da, asta cred că și problema la cine a dat invitație, la început am dat la niște neamuri foarte îndepărtate și ei sunt și spun că se amână, că și ei cred că se bucură când văd că amână, dar că poate n-au nici ei banii pregătiți. Demarăm discuțiile în continuare. Îmi trebuie să-mi faceți o solicitare, subsemnatul, cum vă numiți dumneavoastră, intenționez să mă implic în programul filme horror. În programul filme horror. Pentru adulți. Pentru adulți. În paranteză... Porno. Porno. Firma se numește Mensana Incorpore Sana. Mensana Incorpore cum? Mensana Incorpore Barosana. Mensana Incorporation Barosana. Da. Localitatea Ketchup. Localitatea Ketchup. Polinezia franceză. Polineza franceză. Bun, păi mai revin eu cu un telefon atunci, da? Ok, bun.